moko ma pu chiara de ficzione, no chi a ficzione, semi ficzione, con va realitate contrasto, sintetizzato, invece, esprimata dopo regole delle tragedie, so, il classicismo, unitate de loc, timp e azione, teoretico, potenza fiuci per linea lui prost, no? Uite, mă gândeam, uitam aici la Hazard, nici al maestru, capodoperă, nou de tipul ăsta, și ajunge Mary sub apă. Nu? Deci este în râu. Și o filmează de peste pod, probabil. Și mă gândesc că seamănă Mary cu maica mea. Și am avut o viziune, știi, mai înainte, ziceam că, deci, în planul, știi? Înțelegi? Mama e în apă. Eu sunt la respirație. Iar Dumnezeu, deci eu mă aflu deasupra. Ea este tata, probabil că e în pământ. Dar eu sunt la respirație. Deci mama este în apă, eu sunt la respirație. Iar Dumnezeu e în eter, în spațiu chiar. În nimic dincolo. Deci, un fel de. E exact ca la. Chiar ca la Dante în Paradisul. Deci, acolo erau niște cercuri concentrici. C'erau 9 cercuri, cum erau bolile, cercurile din puțul infernului și de pe muntele Purgatorului, dar acolo erau niște cercuri cerești. Dar, uite, vreau să editez un pic pe Dante, numai că notăm, știi? Eu, dacă aș fi scris eu Paradisul Dante, nu l-aș fi făcut așa ca pe o pizza. L-aș fi făcut ca pe o sferă. Înțelegi? Deci, iar pe Dumnezeu nu l-aș fi făcut în mijloc și atât. Ci l-aș fi făcut în mijloc și în tot. Iar pe oamenii ăia și pus să se rotească într-o sferă de sfere. Hai să zicem, 9 sfere. 9 sfere. Tu vezi ce lucru vorbim noi acum. Chiar îi ziceam astăzi lui frate, mi se pare, adică ieri ziceam, ăla mare, știi? El e iconar. I-am zis, bă, bosule, în viață trebuie să dormim. Să dormim. Asta ziceam tot timpul. Dar ideea e, eu când am stat treaz? Când am citit Divina Comedie, bine, și alte cărți, aia, pe clasa 9 pe a 10, vacanța aia, 9 pe a 10, aveam prinse 15 ani, în martie. Și prin iunie, iulie, august, am fost și la câmp cu mama, am citit și alte cărți, am citit și aia, nu mai știu exact. Cred că am citit-o, să zic, am început cam pe 17 iunie, cam așa, am ajuns acasă. Citeam noapte de noapte, până dimineața și până când terminam un cânt pe noapte, cu notițe, cu tot, dacă aș găsi caietul ăla. La 15 ani, știi? No, și îi ziceam frate meu, bă, am stat atunci 2 luni treaz, zi și noapte, bine, am dormit ziua, dar bine, am mai mers și cu mama la câmp, știi? Și gata, cartea e citită, știi? Știu ce e acolo. Am citit, dar n-ar strica succesul meu. Dar, nu. Zic, că deja devii cititor profesionist, nu mai citești ca prima perioadă, să iei o carte și să o. Am citit și Levantul. Aia ar fi teoretic cea mai bună carte la Cartezu. Dar chiar mi-a plăcut Levantul. Dar vreau să zic că asta e. Deci, citești Divina Comedie odată, adică stai treaz 2 luni și după aia poți să dormi toată viața. Înțelegi? Eu pun pariu că Țuțea nu a citit Divina Comedie. A citit numai Critica Rațiunii Pure. Nu? Aia poți să citești și explicată, cum să zic,
explică un filozof, cum a explicat noi ca fenomenologia spiritului, poveste despre om, două variante. No, bun, ce vreau să zic? Bă, știi ce mă gândeam? Am amintit cum am mers eu la cimitir prin 2015. 2015. Sau când, frate? Cam așa. 2014 sau 2015. Nu. Și știi cum e? M-am tot dus cu bicicleta la Hațe. Avea tata o bicicletă de pe vremea războiului, o bicicletă germană, armatei germane, nu știu, rodea. Și eu mergeam la Hațe, dar bicicleta nu prea avea frâne, în fine. Și riscam să ajung în canalul de fugă, că luam pe acolo, pe la Sânt Petru, adică între Sânt Petru și satul nostru, pe lângă canalul de fugă, și era o pantă, așa. Chiar era să ajung în canalul de fugă, atunci am manecat. De asemenea, tot în vremea aia, pe atunci, m-am urcat pe stabilopod și am stat turcește și am citit. Stabilopodul era chiar lângă canalul, lângă canalul de fugă. Dacă cădeam, ceau. Nu mai eram aici, eram nici măcar amintire. Nu mai eram etern, sfințenie. Mai mult ce să spun, e că și mă duc eu acolo și când ajung pe la strada bisericii sau așa, văd că vine un tip cu niște bagaj și se purta ca maică. Nu, am vorbit cu el, era un neamț, care nu știu ce căuta prin mine, probabil era un pion. Un băiat, era mai tânăr ca mine. Și zic, bă, bosule mă, hai că uite, eu mă duc până la cimitir. Dacă vii cu mine, eu îți dau bicicleta mea, că el vrea să ajungă la prislop și să ducă. Și să legau țeganii de el, o dormit noaptea pe marginea străzii și s-o trezit înconjurat de țigani care aduveau dolari, euro de el și împăteau de el. Și avea și niște câini, îl chema Robert. Ăla, i-am dat bicicleta și n-am mai văzut-o. Mi-a scris un singur e-mail care a zis că bicicleta e bună, că a făcut niște reparații și că acum merg el și câinii merg cu bicicleta. Și eu mi-a zis că merg și la Costești, i-am zis de Băneși. Am întrebat cum se numește satul. Știi? Bercu. De Bercu i-a zis și altele. Sate Băneșești, că și eu-s Bănești, măi, înțelegi? Și ce vreau să spun? E că... M-am dus acolo cu el la mormântul mamei. Atunci numai mama era mormântată, nu. Mama nu era ca acum, ca terenul de fotbal. Ca la stadionul din Ghencea. Și... un mormânt în spate, numai acolo. Glumesc, mai exagerez, hiperbolizez. No, erau niște tipi, știi, care lucrau la mormânt, dar nu știu exact. Îi știam eu, în fine, am fost cu la școală. Dar nu știu cine erau, nu mai țin. Și croparul care a mormântat pe mama și care a bătut joc de mine la mort, a murit și el. No, dar tipii a început să-l bată joc, știi. De mine, de maică mea, tot. Chiar am zis, ne-am zis în engleză, vreau în engleză, că vezi, nu știu ce oameni, nu știu cum. Și câinii lui erau niște căței mici. S-au apucat să umble pe acolo, pe la mama, pe la cruce, încă era crucea. No. Și chiar mă gândeam, bă, uite că Dumnezeu m-a răzbunat. Nu că eu aș fi vrut sau că aș vrea. Dar uite, bă, m-am dus la cimitir acum când am fost și m-am speriat, bă, frate, ce e acolo. Tu știi cum s-o tis cimitirul, în toate părțile s-o răpățat. Și acolo unde era mama, era ea că încă un teren de tenis, acum serios, că două terenuri de fotbal, dacă nu exagerez. Și m-am uitat din spațiu la cimitir, arată că arcul lui Constantin. Sau că arcul de triumf de la București, din spațiu, dacă te uiți așa de ea. Și arată acum. Înțelegi. Asta nu știu. Altceva, nu știu. Asta e un cât, nu?
când tu zero.